O nouă tranșă de vaccin Pfizer va sosi în România mâine. Este vorba despre aproape 350.000 de doze, cea mai mare tranșă livrată până acum țării noastre. Cele mai multe dintre acestea, aproape 100.000 de doze, vor ajunge aici, în București. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 anunță că luni sosește în România o nouă tranșă de vaccin Pfizer-BioNTech de 345.150 de doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj, Napoca și Timișoara. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie tanșă. Dozele de vaccin Pfizer vor fi distribuite atât în centrele din București cât și din țară. Capitala urmează să primească cea mai mare parte dintre acestea, peste 98.000 de doze, în timp ce aproape 47.000 vor ajunge în centrele din Cluj și Iași. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și Centrele Regionale de Depozitare, prin Direcțiile de Sănătate Publică Județene și cea a Municipiului București. Din 20 martie, 167 de cabinete noi au devenit operaționale pentru programarea celor care doresc să se vaccineze cu vaccinul produs de compania Pfizer Biontech în 13 județe din țară și la nivelul capitalei. Vaccinarea efectivă a persoanelor programate va fi realizată începând de marți, 23 martie. Tranșa de aproape 350.000 de doze de vaccin Pfizer este cea mai mare primită de România până în prezent.